o să-l cheme pe băiat. Băiatul, numele băiatului chiar are o poveste faină. În a doua parte a vlogului vrem să răspundem la întrebările voastre. Și te uiți așa la mine că te văd în telefon. O să vă răspund la întrebările voastre, curiozitățile voastre ce... pe care le-ați trimis pe Instagram. Da. Și n-am ocolit întrebări. Vedeți că sunt întrebări pe care voi credeți că vrem să le ocolim sau cea. Nu le-am ocolit, le-am pus pe toate acolo. Astea ce-s mai... mai așa... delicate. Delicate mai. N-am ocolit întrebările, deci hai să începem, că sunt foarte multe, o să le citesc de aici. Aveți o relație frumoasă, fără certuri sau vă și certați? Doamne, Dumnezeule, că chiar e, nu mai știu când, cred că ne-am certat o singură dată. Așa, da, ceartă înseamnă să... Da, să te cerți. Ideea e că noi nu cred, să zbier, nu sau ne-am certat să zbierăm sau să ridicăm tonul. Niciodată n-am zbierat la ea sau să ridic. Da. Bine, am bătut de câteva ori. La noi certurile se numesc discuții, să termin la nivelul de discuții. Discutăm, ne spunem fiecare ce avem de spus, ea își spune părerea ei, eu pe a mea, și încercăm să ajungem la un consens. Să nu vă închipuiți că e totul roz la noi. Nu există. Clar că avem și noi discuții, dar încercăm să nu să ajungă la certuri din alea urâte. Să, nu știu, adică de fiecare dată când... Tem rău, la rădăcină. Da. De fiecare dată când avem o problemă, încercăm să o discutăm atunci sau imediat după, decât să lăsăm și să mai... Suntem maturi. Asta cred că tot dovadă de maturitate aici. Ce, tu stai mereu pe telefon atunci când culiță te filmează? Mamă, oameni, cred că am nimerit-o de câteva ori pe telefon și vezi, asta costă. O dată, de două ori, da. Pardon. M-ați taxat. Da. Nu suntem genul de oameni care să ne ține în capul la telefon și mai ales acum, de când am intrat apoi de la Survivor, nu mai folosesc atât de mult cum foloseam înainte. La fel și ea. Se întâmplă, da. Cum am spus, să ai lucruri de făcut, dar... Se întâmplă să mă prind așa. Sau el, da. Ca să vă explic, Culiță, când vede ceva sau este vibe-ului ceva amuzant, repede scoate telefonul și mă filmează. Și normal că eu poate fac ceva sau în momentul ăla, nu am hazul la mine și atunci par, nu știu, că stau pe telefon sau că nu sunt atentă la el, dar nu este. Plecarea ta la Survivor a întâlnit relația voastră și iubirea dintre voi. Vă iubesc, mulțumim! Eu cred că da, am întărit-o, pentru că eu unul am realizat multe lucruri pe care acasă nu cred că le realizam dacă stăteam. Chiar cum am mai spus și în alte vloguri, am realizat cât de mult contează familia pentru mine, cât de mult contează persoana iubită, cât de mult contează timpul petrecut cu ei și am văzut să apreciez mult mai mult toate lucrurile astea și orice lucru mărunt pe care le facem împreună. Cine a făcut primul pas în această relație? Cine a făcut primul pas? Băi, eu cred că eu a făcut primul pas, nu? Da, el a făcut primul pas. Da. S-au meritat. Care a fost prima poză pe care ați făcut-o împreună? Prima poză avem la... în liceu avem poză. Dacă vă referiți la prima poză pe care o avem noi doi împreună, dacă o găsesc sau ce găsesc ca fiind prima poză de când suntem împreună, o să o pun aici, undeva. Care este cel mai calm din relație? Băi, eu cred că amândoi suntem calm. Dar noi nu este zgomot, decât de la râs. Da. În relație. Rest, da, suntem, doamne, știu, suntem calmi amândoi. Care este prima amintire amuzantă împreună ca și cuplu? Mam, te gândești la ce mă gândesc și eu? Da. Mai cu șoarecul. Hai, te cap. Ca să vă explic, eu am fobie de șoareci, șobolani, rozătoare. Eram cazat la o pensiune din asta și era o găurică acolo în perete, auzit că era o gaură așa mai mică, dar am băgat. Noi am auzit un zgomot și îl întrebam ce se întâmplă și el zicea că da, nu-i nimic, se aude, nu așa și zic, eu nu cred că e un șoare. Da, doamne, ce am râs atunci, a ieșit șoarecul ăla pe acolo și a sărit direct, a zburat din pat. Hai, băi, ce se întâmplă? Stai, mă, că un șoare nu te mănâncă, ce-ți faci șoarecul ăsta? Deci nu vrei să știți cum reacționez, m-am dat în vârful patului. Nu, dacă era un candelabru, mă țineam de el, deci nu există cât de speriat. Deci eu când văd șoareci, nu vreți să știți cum reacționez. Este Culiță prea înalt pentru tine? Oameni buni, are 1,75 m, nu? Da. 1,75 m are și 1,96 m. Mare capra. Da, tot timpul mi-am dorit un bărbat înalt și l-am găsit. Pentru mine a fost tot timpul foarte greu să găsesc pe cineva. Ea poate să poarte tocuri, poți să poți de 15, că tot nu ești cât mine. Da.
pot să port tocuri, pot, da. Culiță nu-i prea înalt pentru mine. Au fost de acord părinții tăi cu relația dintre tine și culiță? Da, au fost de acord, ei se înțeleg. Mă înțeleg ca și cu frații, ca și cu frații mei, cu, da, cu părinții, că sunt foarte de treabă și sunt genul ăla de părinți open mind, să zic așa, sunt mintea noastră, știi, adică sunt tineri, ca și noi la minte, nu sunt din aia comuniști care se gândească ca pe timpul lui Ceaușescu. Da, fiind pentru mine e o foarte mare bucurie că știu că se înțelege bine cu familia mea, da, și cu fratele lui și cu fratele și cu toată. Suntem bine. De ce te acuză lumea că ai intrat între culiță și fosta lui chiar când ei s-au împăcat? De ce mă acuză lumea? Așa ai făcut. Am mai spus și pe partea cealaltă a vlogului. Noi eram despărțiți când am început noi să vorbim. Ne despărțiserăm. Păi e o părere greșită și o părere eronată asta, cum că ea s-a băgat între mine și ea, pentru că nu s-a băgat cu absolut nimic. Eu am fost încă cel care a făcut primul pas și cel care a vrut să se întâlnească cu ea. După ce m-am despărțit, ne-am combinat și uite-ne că suntem azi de acum, mi-am sunat cam mult de am combinat. Ne-am îndrăgostit și astăzi uite că avem un din ăsta mic care e pe cale să iasă. Astea au fost și din cauza că după ce a plecat el la Survivor, au apărut o felul de speculații sau interpretări ale oamenilor și mai știu ce, care nu apăruseră până când nu s-a aflat că sunt eu însărcinată, probabil na, s-a vrut să mă simt eu mai cumva, habar n-am. Dar nu sunt adevărate și, sincer, eu din punctul ăsta de vedere, cumva mă bucur pentru că tot ce se spune despre mine sunt invenții și nu este nimic adevărat. Păi eu cumva am spus, mie mi-a plăcut de ea tot timpul, dar de la plăcut până la... Da. Nu l-am urmărit la niciun eveniment, cum se mai spune și așa mai departe, adică toate evenimentele la care ne-am întâlnit, care au fost două, unul în nunta ta și unul, da, la Liliana. E chestia asta pentru că da, noi ne cunoșteam de mult timp și dacă ne cunoaștem mult timp, e normal când te vezi, chiar dacă eu sunt într-o relație, dacă sunt surat, dacă sunt măritat, dacă ce-oi fi eu, e normal să o salut sau să o întreb ce faci, sau, dacă noi fiind prieteni atâta timp și lumea interpretează chestia asta, că e, ba, păi, ce ai cu aia sau ce-i cu ea, că de unde o cunosc? Păi, suntem prieteni buni, am fost prieteni foarte buni în liceu și tot timpul am fost și tot timpul ne-am înțeles bine. Da. După chiar și plat, cu, doar el se știa și cu fostul meu iubit, adică n-am, toți suntem din acea zonă și... Da, trăim ceva... în același oraș. Normal. Ne știm toți. În fine. Ai fost geloasă de timpul în care culița a fost la Survivor? Nu, n-am fost geloasă, n-am avut motive. Mai sincer, îmi scria lumea, nu știu, lumea analizează prea mult, mai scriau femei din astea, eu nu, sincer să fiu, dacă vă uitați, eu nu vă înțeleg. Nu ți se pare că stă culiță prea aproape de nu știu cine, nu ți se pare că, nu mi se pare pentru că nu am vrut să mă stresez cu așa ceva, oricum de acolo se dă 10%, cred, și ce-ar fi eu acum să stau 5 luni de zile să mă gândesc ce face culiță, dar să fiu toată panicată. Să faci filme. Da, nu sunt genul, mai bine... Băi, oameni buni, vă spun sincer că și dacă aș fi vrut să fac ceva, în cazul ăla cel mai neprobabil, că nu există așa ceva, dacă aș fi vrut, acolo, oameni buni, nu-ți arde niciodată să te gândești la așa ceva, pentru că te gândești tot timpul la mâncare, te gândești, nu-ți arde să te gândești la femei, să te gândești să-i faci avansuri la vreuna sau să vorbești cu ea altceva în afară de ce are legătură cu competiția. Păi dacă tu stai numai flământ, încercați voi să stați numai, să stați, să ne mâncați câteva zile, să vedeți dacă vă mai arde vouă, să vă dați la vreo fată sau dacă vă arde să faceți ceva. Asta zic în cazul în care aș fi vrut eu, că nu era cazul niciodată să fie vorba de așa ceva, pentru că n-a fost. Eu da, am mai acolo. Fost așa la un moment dat și cu eu Maria mai făceam, sau cu, da, mi eu mai făceam glume, pentru că așa sunt eu fac glume cu toată lumea. Care a fost reacția voastră când ai aflat că ești însărcinată? Spune-te. Doamne! Deci nu mi-a venit să cred, primul lucru a fost... Ne-am avut două reacții așa diferite. Primul rând mi-am făcut cruce și am mulțumit bunului Dumnezeu pentru că îmi doream din tot sufletul meu să se întâmple lucrul ăsta. Și uite că s-a întâmplat. Eu am avut așa o reacție ciudată, fiind femeie, nu știu, te și panichezi. Oricum ne-am bucurat și eu cel mai mult m-am bucurat la primul control care a fost după câteva zile, atunci m-am eliberat așa de tot stresul și am știut că totul e în regulă cu sarcina și atunci m-am bucurat cel mai mult. El fiind bărbat, s-a bucurat din prima, că el nu duce greu cu nimic. Care este cea mai frumoasă amintire, dar și cea mai nebună? Dar...
Păi cea mai frumoasă amintire e când mi-ai spus atunci că mi-am spart balonul, bine, atunci aveam, știam că... A doua, cea mai frumoasă amintire e când de la Survivor, când am aflat că am băiat. Da. Și prima? Aia, prima când am aflat că am fetiță. Prima dată am știut că avem fetiță noi și am și pregătit numele și tot pentru ea și de unde, că a fost băiatul meu. Ce ai văzut la culiță și ce a văzut culiță la tine? Băi, oameni buni, eu fizic, ce am văzut la ea, pentru că prima dată la fizic, da, ca un om, am văzut că e înaltă, că mi-e plac, că e înaltă, că e frumoasă, că avea curmă. De ce să mință? Eu sunt ce îmi plac pe mine. Mai cu forme, da, mai din Brazilia, cum spuneam ei. Și ca și caracter și suflet și așa, mi-a plăcut exact cum este ea, că e așa dintr-o bucată ca și mine, că e glumeață, că râde tot timpul, că e o fire foarte pozitivă, că n-am văzut niciodată, foarte rar o văd suplină, văd și supărată. Mai supărăm și noi și mai avem discuții, ca da, în orice relație. Da, și e normal să mă vezi așa, că nu, da, și m-am îndrăgostit de caracterul ăsta ei frumos, pentru că tot timpul este o fire pozitivă și mă făcea și pe mine să râd. Și eu cum fac de o glumă râd de nu se mai oprește, la fel și, la fel și invers și ne potrivim din punctul ăsta de vedere și maxim. Da, și ce am văzut eu la el... Cam ce a văzut el la mine, am văzut și mine la el. Da, pe la sigură că asta spune. Nu, și eu, vă dați seama că prima dată, exact cum zicea și el, nimeni, nu, hai să fim serioși, că nimeni nu se uită la sufletul tău, te uiți la om, păi n-ai cum să vezi fizic, îl vezi prima dată și ce să mai pot să zic ceva? Vedeți și voi. Da. Și după ce că-l văd eu cel mai frumos, mai am și prietene care îmi spun chestia asta și cred că îmi scriu zilnic despre el și îl mai văd și toate femeile și vedeți și în capul meu și la sufletul meu. Da, l-am văzut foarte frumos și înalt, cum place mie, Doamne, dacă ați ști cât mi-am dorit să-mi găsesc pe cineva înalt, la mine era asta o problemă. Și caracterul și bunătatea lui, un om foarte bun și de la care am învățat și eu să fiu mai bună, chiar e foarte bună. Uneori e prea bun, să știți că e prea bun. Încerc foarte mult să-i atrag atenția că din prisma, nu știu, meseriei și a persoanei care este în momentul de față în România, lumea mai vine lângă tine și din interes. Defectul oamenilor buni e că se așteaptă ca toți ceilalți să fie la fel ca și ei. Da, și ți-am spus că lumea nu gândește ca și tine. Care dintre voi este mai gelos? Noi oameni buni n-am avut probleme cu chestia asta până acum, pentru că nu prea au fost motive, cel puțin. Adică poate motive mai multe aș avea eu, pentru că umblă mai mult. Da, motive, și eu cum umblu mai mult la cântat și i-am spus mai demult, dacă ar fi el în locul meu, da, poate că la fel ar fi, adică, dar mie nu-mi plac astea nefondate și discuții așa aiurea. Nu este genul ăla de persoană care ți-o fac crizele, gelozie, care se ia de mine. Doar dacă are un motiv întemeiat, și aici întemeiat, spun întemeiat dacă chiar da, dacă vorbesc cu cineva, dacă se întâmplă ceva, lucruri care ar deranja pe oricine. De ce ești așa rece cu el și nu zâmbești mai deloc? Dai impresia că nu-l iubești și stai numai pentru banii lui. Aici ar fi cam invers, că am mai mult bani ca mine, oameni. Da. Eu stau mai ca pentru bani. Da, eu sunt producătoare. Doamne, nici nu știu. Nu s-a pus, lasă-mă că încep după aia, vreau să zic doar chestia asta, că nu s-a pus geadă problema asta cu banii, pentru că ea a avut bani tot timpul, adică n-am luat vreo sărăcie de aia care nu se leagă bani. Nu, m-a luat de la costul străzii. Cum am zis, este dintr-o familie bună, care părinții au afaceri, ea la fel, nu ea cred că i-a lipsit nimic. Mie nu-mi place. Când ai avut prima dată, când ai avut prima dată mașină, ți-a cumpărat părinții de Audi A3 în 2000. Mie nu-mi place, sincer, și nici acum că le spune el, nu, poate faptul că nu m-am afișat niciodată și nu m-a lăudat sau nu știu, nu vorbesc despre chestiile astea, lumea crede că stau cu el pentru bani. Nu e de judecat până la urmă că oamenii cred asta, pentru că sunt mulți care fac chestia asta. Asta voiam să zic, că din păcate în România e atât de normal ca o femeie și ceva la ordinea zilei ca o femeie să stea cu un bărbat pentru bani, încât credeți că oricine ar putea face chestia asta. Dar legat de mine nu este exclus să stau. Eu n-aș putea să stau cu cineva pentru bani. Adică trebuie să ai... Aici, sincer,
nu mă jignesc pe mine, să jignesc pe el, ca și când nu are nicio calitate, da, exact. Și stau cu el pe rata cu care bani. La cuire, pentru... Da, e, nu știu, e urât, adică la asta nu v-ați gândit, aici nu mă jignesc pe mine, că dacă aș sta cu el pentru bani, înseamnă că aș fi fată deșteaptă și eu wow. Vreau să vă spun ceva de la începutul relației noastre. Mai voiam să-i mai fac cadouri și să-i mai iau una altă, așa. Bă, și tot timpul se simțea așa, știi? Și când eram în mall atunci, am zis, hai că uite, alegeți un ceas de aici, scopul. Și n-ai nu, m-ai mințit că el cumpere... A, până la urmă am mințit că el cumpere rosori, mea, la Ileana, da. Și n-am vrut să-l iau și să-l lasă în parcare. Nici cum nu voia, sau dacă mă lua câteodată ceva scump, un cadou, nu știu, mă certa că nici am dat banii pe el, că scump, că nu știu ce, că nu are nevoie de lucruri din astea scumpe neapărat. Adică tot timpul a fost și este o persoană modestă și nu e genul la care se arate sau să vai de mine că ce are ea. Sau... Am apreciat tot timpul chestia asta la ea, că nu am fost genul ăla de om care, dacă era alta, da, zicea, păi cum, accepta tot ce-i cumpăram și ba chiar îmi cerea ea mai mult. Dar de foarte multe ori am discuții cu ea când vreau să-i cumpăr câte ceva, că nu vrea ce, că nu cumpăr, nu trebuie, lasă, că nu. Și când îi fac câte un cadou la fel. Eu văd alte lucruri importante în relația noastră și în viața mea, adică lucrurile materiale. Și de ce sunt așa rece cu el, asta e o chestie eronată, nu știu, am văzut și eu, e întrebare asta, cred că e virală, trebuie să o băgăm dacă pe TikTok. Dacă știu de cât e de cald. Nu știu. Chiar l-am întrebat la un moment dat, pentru că am văzut atâtea comentarii, dacă îi se pare că sunt rece. Și l-au zis și el că nu. Păi dacă era rece, nu mai stăteam cu ea, oameni buni, că îi dădeam direct din prima, îi spuneam, știi ce? Parcă par arogant. Du-te în Groenlanda sau cum se în țara unei sezonul rece. Nu, așa e genul. El îmi pune camera pe mine, una e când liniștit. Ne filmăm așa și suntem acasă și ne simțim în largul nostru și știu că și trebuie să răspund la ceva, dar când pune camera pe mine direct și vrea să mă filmeze, poate că mă pierd sau nu știu, nu sunt atât de obișnuită, dar știe că la început nu voiam să apar deloc. Da, nu vă faceți griji, oameni buni, că e caldă rău, dacă era de ce, este cald rău de mult. Cine și-a expus primul sentimentele? Nu știu, el a făcut primul pas, cred că amândoi, că el a făcut primul pas, dar eu i-am spus prima dată că îl iubesc, da. N-am făcut plăcut, oameni buni. De ce mi se pare că Daniela nu te iubește? Vreau să zic, de ce nu mă iubești? Eu nu știu. Eu vreau de să ce ai făcut copilul cu unul pe care nu-l iubești? Eu vreau să vă cunosc, să-mi spuneți și mie cum scanați relațiile astea și unde simțiți voi că... Și cum analizați oamenii, că mi-aș dori și eu să am puterile astea supranaturale. Nu știu cine a pus întrebarea asta, că nu, mamă, ce nume are, NK20, SK, ce e asta, doamne, băi, ești satană, că nu pot pronunța numele. Deci nu știu cum ai gândit-o tu pe asta, probabil nu că, știu. Da, ai văzut unele chestii pe care le-ai înțeles greșit, dar... N-am ce să mai zic, îți dai tu seama. Ne-ați lăsat fără cuvinte. Da. Dar dacă chiar tu crezi că e așa... Chiar îmi pe culiță sau stai cu el că e cineva? E bun? No, eu mi-am dorit să ajung cântăreasă. Bun. Și de asta l-a băgat în seamă. Scoate o melodie. Da. Deviza mea a fost... Nu, oameni buni, noi degeaba... A fost să găsesc pe unul cu bani. Da. Știți care e chestia? Că tot timpul le arată pe toate. Degeaba spunem noi acum chestii. Da. Că e așa, că nu e așa. O să le demonstreze timpul pe toate și o să vedeți dacă ați avut sau nu dreptate. Care este mai leneș? Nu prea suntem fire așa leneșe, dar eu poate că eu acum în ultima lună da, de sarcină. Da, asta ea e mai leneșe pentru că e normal, pentru că e însărcinată. Și pentru aleg că el să fac nu mă lasă să fac nimic. Da, deci sincer chiar nu vreau să văd că spală vase sau că nu știu, stă în picioare sau să pleacă după ceva și așa. Și să știți că spală oala și spală tigaia, spală tot din cătărie. Apropo de... Chiar dacă v-ați luat de el că de ce se ia de femeie la Survivor, să știți că face treabă chiar... în casă. Dar nu suntem leneși, adică... Mai eu, oameni buni, dacă un om leneș nu cred că ajunge să fie un om realizat. Da, să evolueze. Nu ajungi un om realizat dacă ești un om leneș. Care e secretul pentru o relație stabilă? Zic tu din punctul de vedere al unui bărbat. Bă, din punctul meu de vedere, secretul e să fie liniște în relație, să nu fie
ciocănitoarea, tot se te toace la cap femeia, știi? Ciocănitoarea Udii. Da, ciocănitoarea Udii. Că dacă te toacă la cap ori femeia, ori bărbatul, să fie gelozia excesivă, ai direct fail din prima. Adică fail total. Asta consider eu că e secretul unei relații, să fie liniște. Să fie liniște relația aia și, în al doilea rând, respect. Și astea formează, păi bine, astea formează iubirea, că iubirea da. Normală e, dar astea formează liniștea, respectul, astea formează iubirea. Și din punctul meu de vedere, ce aș mai adăuga este să încerci să înțelegi omul de lângă tine, pentru că dacă îl înțelegi, trebuie, când încerci să înțelegi pe cineva, trebuie să te pui în papucii lui exact cu tot ce este el și cu viața lui, cu resursele pe care le are. Nu să zici că, dacă aș fi în locul tău, aș face așa. Nu, trebuie să te pui exact în situația omului și să îl înțelegi. Descrie în 4 cuvinte relația voastră. Eu aș spune așa, comunicare, amuzament, foarte mult, iubire și înțelegere. Eu zic așa, liniște, aia e cea mai importantă, râs cât cuprinde, că râdem ca doi nebuni din orice și suntem două persoane glumețe, iubire, normal, pentru că fără asta nu putem trăi, și respect. Ai fi de acord ca tu să stai cu soacra acasă și el să iasă în fiecare seară afară cu băieții? Fiecare seară. Nu știu, nu. Nu ies eu fiecare seară. Nu. Nici nu iese. Eu nu știu genul care să ies, eu nu ies deloc, nici o seară nu ies, eu doar merg la cântat. Acolo e meseria mea pe care o fac cu plăcere. Mai așa, la început, îmi spunea că nu iese, dar nu știu cum vedeți voi lucrurile, adică nu e plecat. Lumea crede poate că e plecat toată ziua, bună ziua, nu. Sunt, de exemplu, vara, în august, când are foarte multe cântări, atunci ai plecat atunci mai mult. Atunci fiecare zi, da. Se întâmplă în weekend-uri, în timpul săptămânii suntem împreună și mai ales, poate acum cum a venit copilul, o să se schimbe lucrurile cu siguranță, dar înainte, când puteam, mergeam peste tot cu el, adică chiar apreciam asta din partea lui, că mă chema mereu cu el unde mergea, fie că avea treabă, nu știu, la filmări sau chef sau orice, nu mă simțeam ca și când mă ocolește și nu vrea să ieșim. Căruia dintre voi îi place cel mai mult să mănânce tot ce găsește dulce prin casă? Eu sunt șeful la dulce. Eu sunt șeful dulcelor din toată lumea asta, mamă, că mănânc. Eu nu știu cum poate. Și noaptea mă trezesc și mănânc. Ce defect are Culiță, ce defect are Daniela? Ce defect are Daniela? Nu trebuie să mă gândesc la chestia asta, pentru că... Îți vine un defect ce nu vrei să spui pe cameră? Nu am, mă, niciunul, nu vine. Tu ce călești? Nu, doamne. Nu știu, să zi tu, mă mai gândesc la asta. Defect al meu? Zi eu ce am eu. Defectul tău care mă deranjează pe mine cel mai tare? Întârzia. Păi ăla zic că nu te deranjează. Ăla e singurul defect, așa că... Da, oameni buni, sunt cam un om întârziat, nu știu de ce, dar... Viața mea e tot pe fugă, tot timpul, și tot timpul... Dar m-am obișnuit, că pentru mine e ceva normal. Eu chiar mă bucur că întârzie, că nu mai întârziu. Știți că de obicei femeile întârzie și nu mai întârziu. Dar zici și tu defectul meu. Defect de-al tău... Să-mi aduc aminte dacă mi-ai spus vreodată ceva. Asta era, dar era mai de mult, că exact la începutul relației noastre, când se distraia, se exterioriza prea mult și era tot în centrul atenției și mie nu place ca iubita mea să fie tot timpul în centrul atenției, să uite lumea la ea, că uite cum dansează iubita la culiță, uite, se distrează, nu știu ce, îmi place să fie mai liniștită. Dar asta era la începutul relației noastre, de fapt nici nu eram împreună, începusem doar să vorbim atunci. Și am spus chestia asta și, doamne, atât mă bucur că am înțeles din prima. Odată s-a întâmplat când am văzut-o că chestia asta și după aceea nu s-a mai întâmplat. De atunci... Da, pentru că mi-am dat și eu seama că lumea poate să interpreteze greșit, adică am fost acuzată și de tot felul de porcării. Da. Ea chiar e genul ăla de om care, pe care dacă o vezi, ți se pare, mamă, da, ce urma ta să ai gata să ții. E genul care se distrează fără nimic și îi place, simte. Da, să-i spun, mă dor pe soarele și trebuie să dau tocurile jos.
Da, asta, da, mi-a atras atenția că nu-i place. Pentru că eu sunt așa o fire mai nebună, îmi place foarte mult să dansez. Și nu m-am gândit că, na, lumea poate să interpreteze, mai ales pentru că nu eram obișnuită acum că sunt în centrul atenției cumva. Pe asta am, lumea de-a... se uită și interpretează. Asta am zis. Că dacă suntem la un chef, la o cabană și așa, se bucură și el când mă vede că mă simt bine, da. Dar lumea aberează și de asta mai bine nu le dai motive. Uite, întrebare. Cum faceți față hate-ului și oamenilor răi? Nu-i băgăm în seamă, simplu. Eu asta fac tot timpul, i-am spus și ei, dar ea fiind mai la început în chestia asta, că a căzut dintr-o dată direct așa și ea poate o afectează un pic chestiile astea, dar i-am spus că nu. M-a afectat chiar la început, dar și acum, cât timp a fost plecat la Survivor, chiar făcusem la un moment dat și un story pe Instagram în care transmiteam persoanelor care îmi dau hate gratis. Că nici măcar bloc, nu dau două clicuri să vă dau bloc sau să vă răspund, pentru că nu are rost să îmi aloc energia cu așa ceva. Și oricum nu poți mulțumi pe toată lumea. Nu, și atâta timp cât ești vorbit înseamnă că ești un om important. Dar mama Gita, îi place de Daniela? Asta a fost o întrebare, iar pus, ne pune foarte multă lume întrebarea asta. Noi, pentru că nu ne afișăm atât de mult împreună, poate că lumea interpretează altfel sau... cum zice mama Geta, ea vorbește mai mult și atunci lumea interpretează, dar nu, ne înțelegem foarte bine și mi-a fost alături foarte mult cât timp el a fost la Survivor, așa că... Ce ți-a plăcut cel mai mult la culiță? Pe lângă toate lucrurile pe care v-am zis, adică oricum v-am zis, cel mai mult îmi place sufletul lui, bunătatea lui, asta îmi place cel mai mult. Chiar un om care e foarte calm și blând, așa, e foarte blând. Și niciodată nu se supără. De multe ori taci așa și le întrebi dacă îi supăra, dar el așa e. Este mai pupăcios. Nu cam aici, cam eu sunt ăla. El e pupăcios. El așa face tot timpul. Tot și îi pune mâna pe față și face așa. Am mic, îi făceam la fratele meu așa pe braț, și le avea o brază fină. Și acum ea are fața foarte fină și îi fac și el. Da. Cred că suntem amândoi pupăcioși și lipicioși, dar parcă el e un pic mai mult. Care sunt cele mai importante trei calități pe care le admirați unul la celălalt? Îmi place că este o persoană sufletistă, este o persoană bună, că este o fată deșteaptă, pentru mine contează foarte mult chestia asta, să am ce vorbi. Am ce vorbi cu ea, adică orice subiect l-aș deschide, mă bate din orice punct de vedere, e mai deșteaptă ca mine. Exagerăm. Dar... citește foarte multe cărți, oameni buni, mult mai multe decât aș fi crezut eu. Și ce să mai plac, de aia că mă înțelege. Asta e cel mai important. Și eu, până să nu fim împreună, parcă un pic, adică nu eram sigură de asta 100%, dar este un bărbat foarte deștept și am spus... Și știe și el când a plecat la Survivor, i-am spus că el o să fie creierul acolo. Prison break. Știi ce zic. Așa. Bunătatea lui, v-am spus că de la el am învățat și o să fiu mai bună. Încă o calitate, răbdarea. Când mi-am dat seama că e atât de răbdător, și când l-am văzut și la Survivor câtă răbdare avea și nu știam de unde o mai scoate, mi-am dat seama că o să fie un părinte extraordinar și mă bucur foarte mult. Îți plăcea de culiță încă de când avea relație? Nu o coli întrebarea. Cred că am mai spus amândoi chestia asta, nu îmi plăcea de el. Chiar dacă el zice că îi plăcea de mine. Plăcea de mine așa ca și eu. Oameni buni, niciodată nu mi-a dat semne că îi place de mine. Așa când... Îmi plăcea de el ca om. E un bărbat frumos, normal că îmi plăcea așa, dar nu, niciodată nu... Eu când mă despărțeam de câte o prietenă de-a mea cu care eram, îmi scriam așa și în sensul ăla, să văd ce mai face, să văd zic că am să și... Erai pe contrasens. Da, eram pe contrasens și nu prea băga aia în seamă așa. Deci nu am simțit că îi place de mine. Și cu atât mai puțin când eram cu fosta... Pentru culiță, cum e Daniela? Pitali Dumnezeu! Pitali Dumnezeu, bă! Aveți ceva în comun? Multe. Vezi că și semănăm. Multă lume zice că semănăm. Da, mi-e place. Mie mi se pare că ne râdem, da? Cum ai aparatul și nu se văd dinții. Când râdem, mi se pare că semănăm la zâmbet.
Da. De asta nici nu zâmbesc așa mult, că nu mai îmi place cu aparatul. Vă afectează că toată lumea tot timpul vorbește de fosta relație? Eu m-am obișnuit deja. Ne-am obișnuit deja și nu-i mai ceva nou pentru noi, dar sunt comentarii răutăcioase, negative, care o mare întrecut. Lumea oricum nu ne știe viața așa cum este ea de fapt și de asta judecă sau lasă comentarii negative și așa mai departe. Că dacă ar ști, n-ar mai lăsa. Exact, da. Nu, adică nu sunt cu noi în relație să vadă exact cum suntem noi. Noi nu ne postăm tot timpul când suntem fericiți sau când facem ceva sau... Atunci lumea tinde să judece, dar trecutul meu nu-l pot judeca și nici nu pot schimba și nici nu aș schimba nimic și eu dacă aș putea să dau timpul înapoi, ăsta a fost trecutul meu exact. Și are la fel. De ce nu prea aveți poze împreună pe Insta? Tocmai ce spuneam mai devreme, nu am fost atât genul de oameni care să ne afișăm atât de mult și câte poze aveam în telefon, aoleu. Mai postăm poze la story, mai postăm. Noi tot... Genul să ne afișăm foarte mult relația sau fericirea. Da, postăm la story. Că de multe ori a fost întrebați că de ce nu mai aveți poze, dar noi nu le-am avut. Le-am pus la story. Eu oricum nu sunt așa obsedată. Nici eu n-am fost niciodată genul ăsta de om care să mă postez atât de mult. Am fost împins de la spate oarecum în relațiile mele trecute. Dar de ce nu postez? Dar de ce nu pe aia? Dar de ce scrie aia acolo? De ce nu scrie altceva? Asta este. Eu nu pot să fac așa, să-i cer să posteze. Da. Nu-ți teamă că stă uneori plecat și simți nevoia de el? Nu mi-este teamă pentru că mi-am asumat lucrurile astea de la început. Da, câteodată mi-este mai greu și chiar dacă lumea crede că mamă, ce fain e să fii cu o persoană publică sau ce ușor e să fii cu culiț sau super că e și frumos și le are pe toate. Dar este greu în același timp pentru că meseria lui implică multe alte lucruri. Nu suntem ca o familie normală care lucrează de la 9 la 5 și el este plecat în weekend-uri, dar am noroc că 5 zile pe săptămână sau poate chiar mai mult câteodată e cu mine. Și câteodată, da, sunt mai multe cântări în... Alo, da? Unde? Trebuie să plecăm o treabă. Cum crezi că o să se descurce Culiță ca și tată? Naștere ușoară, vă pup! Mulțumim! Cred că o să se descurce foarte bine, pentru că, vă spuneam, este un om care are foarte multă răbdare și ca să crești un copil, cred că răbdarea e... Și plus de asta, mi-e plac foarte, foarte mult copiii. Da. Așa că sigur o să se descurce bine. Abia aștept. Este adevărat că Daniela a fost amanta ta și acum soție și cine știe ce o să mai fiu. Că așa a spus fosta ta soție. El nu știe multe din chestiile astea pentru că toate au pornit după ce a plecat la Survivor, dar nu știu, oameni buni. Mă mir cum, nu știu cum, în fine, că până la urmă oamenii nu îi judecă, zic chestiile astea, poate că le au ție sau să... Chiar vreau să vă spun, dacă vă uitați la telenovele, încercați să învățați limba spaniolă și să nu mai credeți că se întâmplă și în viața reală sau nu știu. Nu trăim o telenovelă. Credeți ce vreți voi, mai mult că e bine așa cum credeți voi. Culiță e romantic? Da, e romantic Culiță. Culița-l meu. Cam e foarte atent. Ce ai văzut la Culiță și n-ai văzut la alți bărbați cu care ai fost? Păi, un lucru foarte important pe care l-am văzut la el, v-am spus că e foarte deștept și că pot să glumesc cu el, că prinde toate glumele mele, că suntem pe aceeași frecvență, că e înalt și da, suntem în aceeași rețea, ne înțelegem bine. De ce multe lume nu crede în relația voastră? Dar care aia multe lume? Care sunt oamenii ăștia mulți? Cam cât sunteți așa? Nu știu cum să răspund decât că timpul se arată pe toate. De ce ați ales să faceți un copilaș așa de vreme? Pentru că acum este timpul să faci copii cât ești tânăr. Poate vă referiți la faptul că n-am avut, nu știu, ani de relație, dar noi ne cunoșteam dinainte și poate că asta, pentru asta a fost mai ușor între noi să evolueze mai repede relația. Și să știți că eu am văzut relații care au durat, nu știu, chiar am prieteni care au avut relații de 7 ani, de 11 ani, s-au despărțit și s-au... combina rapid cu cineva și au avut copii sau sunt oameni care după câteva luni de relație au făcut copii sau s-au măritat sau înstrat, asta nu înseamnă că timpul, nu știu, trebuie să fie o justificare
în momentul în care faci alegere în viață. Să te iei tot timpul după instinctul tău, că nu te minte niciodată. Unde o să locuiți după ce o să naști? Și dacă locuim singur sau cu părinții, socrii? Nu suntem genul adepții care să locuiască cu mama soacră sau cu tata socru sau cu așa. Nu, o să locuim singuri. Noi avem un apartament, destul de mare pe care l-am cumpărat acum 2-3 ani. Dar până facem apartamentul ăla, ea mai are ea un apartament la Hațe și o să stăm acolo, doar noi doi, până reușim să-l facem și ulterior cred că o să ne facem o casă. Eu așa am un plan să ne facem o casă amândoi, pentru că eu am crescut la casă. Suntem obișnuiți la casă. La casă, ne place foarte mult la casă. Și, dar nu știm încă sigur, de asta nu, pentru că ne așa apucam de casă deja, dar nu știm încă sigur unde să ne facem. Am vrea și în partea noastră la Hațe, unde sunt părinții noștri. Am vrea și aici la Cluj, unde iar ne place foarte mult. Da, încă nu suntem hotărâți unde să ne facem casă și... Dar în primele, pentru că mulți ați întrebat și pe vlogul pe care l-am pus, de ce le-am montat toate lucrurile la mine acasă, că în primele 2 luni, cam așa, mă gândeam să rămânem acolo și mai ales pentru că o să am nevoie de ajutor la început până mă obișnuiesc și o să mă aștept mama mea că este acolo mai mult. Și pentru că vin cântările și vine o perioadă foarte aglomerată. Copilul l-ați dorit sau doar s-a întâmplat? Am mai spus asta, l-am dorit foarte mult. Da, copilul ni l-am dorit. Chiar asta cred că trebuia să vă mai spun, că începusem cu câteva întrebări în urmă. Eu am niște probleme de sănătate, am poliartrită reumatoidă și făceam un tratament care este toxic, adică eu trebuie cam toată viața să fac tratamentul respectiv și ca să încercăm să avem un copil trebuia să renunț la tratament, așa că el își dorea foarte mult un copil, eu îmi doream la fel și a trebuit să discutăm înainte să luăm decizia asta, deci n-a fost ceva pe care să nu ne-l asumăm, pentru că s-ar fi putut întâmpla alte lucruri și atunci... Bineînțeles că a trebuit să discutăm înainte. Cum o să-l cheme pe băiat? Numele băiatului chiar are o poveste faină. Da. Și să știți că prima dată noi știam, chiar când a venit de la Survivor, i-am povestit că am visat numele lui și atâtea emoții am avut să-i spun, pentru că mă gândeam că nu o să-i placă. Doamne, mi-a plăcut din prima, ce credeți? Și aveam emoții, mi-era rușine. Și el zicea, hai, dacă nu vrei să mi-l spui acum, mi-l spui mâine și poate înregistrăm și punem și partea asta pe vlog. Și eu am zis că nu vreau să înregistrez, că dacă n-ai o reacție faină. Și el zicea, nu, dar nu-ți fă griji, că dacă nu-mi place, găsim altul. Mamă, și acum îmi pare rău, pentru că așa o reacție faină am avut când l-am spus, deci nu venea să cred, îmi venea să plâng așa de bucurie. Daniela e geloasă pe fanele tale, adică mă gândesc că tot e puțin acolo. Întrebați-l cum mă comport eu când vin oamenii sau au depus că fanele. Nu, ea chiar se bucură pentru mine, că mă iubesc oamenii și e un lucru normal, atâta timp cât te iubesc. Bine, mai sunt și fanele astea care țin să-mi spună că cine știe ce. Dar... Important e că... Da, ești iubit de oameni și trebuie să te bucuri de chestia asta, adică nu trebuie să iei ca și adică, frate, e un lucru frumos să fii iubit de oameni. Și înțelege chestia asta. Tu ești, da. Mulțumesc. De oameni, de mine. Deci, oameni buni, este ora 1 fix. Este ora 1! Uitați-vă aici! Este ora 1. Și de-abia acum am terminat de răspuns întrebărilor voastre. Oricum ne bucurăm că am făcut-o și că sperăm să, nu știu, să vă placă vlogul ăsta. Mulțumim că vă place de noi, că ne iubiți, că le iubiți pe Culiță, că l-ați ținut, că i-ascultați muzica. Vă mulțumesc, oameni buni, din toată inima pentru tot. Cuvintele sunt de prisos, chiar nu mai am ce să spun. Eu sunt uimit de fiecare dată când văd iubirea voastră și când văd că oamenii mă apreciază și că oamenii mă opresc pe stradă să facă poze cu mine. Și ce am putea să spun despre tine, la toate calitățile, modestia. Și că tot timpul a fost la fel și de când îl știu eu, de 13 ani de zile, Culiță a rămas același om. Toată lumea cu care am făcut cunoștință rămâne surprinsă că e un om cu picioarele pe pământ și foarte modest și asta apreciez foarte mult la el. Oameni buni, ăsta a fost vlogul nostru. Sperăm că ne-ați urmărit de la început la capăt, că nu ați dat skip ceva.
Vă mulțumim frumos pentru tot, cum am spus și mai devreme, țineți aproape, o să mai urmeze și alte vloguri. Din partea mea personală vă promit că o să mai urmeze și melodii frumoase, melodii noi. Am o grămadă de proiecte în plan pe viitor. Stați alături de noi. Vă urăm toate cele bune. Vă mulțumim din suflet încă o dată a mia oară pentru tot. Să fiți sănătoși, că asta e cel mai important, și iubiți-vă mult, respectați-vă unii pe alții și înțelegeți-vă, să aveți parte de înțelegere, că este foarte important. Și de liniște. Vă pupăm!